Vă spunem bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei emisiuni îl avem ca invitat pe pastorul Iulian Costea pe care îl salut și spun bun revenit la emisiune. Bine te-am găsit și îmi face deosebită de plăcere să putem să fim din nou atât noi doi împreună cât și împreună cu telespectatorii noștri. Plăcerea este de partea mea și în special atunci când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu. Asupra căruia uh, invităm pe toți cei care ne urmăresc să ne îndreptăm atenția, așa după cum uh, am uh, făcut-o în ultimile emisiuni, referitor la una dintre cărțile foarte importante ale Noului Testament, epistola scrisă de Apostolul Pavel către Efeseni. În cadrul acestei emisiuni, uh, ne vom opri uh, privirea asupra primelor șase versete din capitolul 4 aș vrea să le citești și apoi să discutăm câteva lucruri de natură practică, pentru că, de fapt, intrăm în partea practică sau aplicativă a acestei epistole. Aici, cuvântul Domnului spune felul următor. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă portați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată zmerenia și cu blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Amen. Aș remarca pentru început faptul că Apostolul Pavel începe capitolul 4 cu o discuție referitoare la umblarea credinciosului. După trei capitole de teorie sau teologie foarte profundă, foarte adâncă, iată, trece la partea foarte aplicativă referitor la umblarea credinciosului. Există întotdeauna o legătură atât de directă și atât de strânsă între teorie și practică? Este oarecum specific la Pavel, în toate epistolele pe care le scrie, în Noul Testament. Găsim partea, partea teoretică în care el prezintă mesajul pe care vrea să-l transmită, și apoi partea aplicativă sau modul în care se relaționează cele spuse la viața de fiecare zi. Asta ne arată că pentru Apostolul Pavel, o separare între idei, între filozofie, între sistemul de gândire și felul în care trăim în fiecare zi este imposibilă. Normal, pentru omul care este născut din nou, care trăiește în relație cu Dumnezeu, atât adevărurile care sunt, eu știu, de ordin. Cognitiv, care țin de înțelepciune, care țin de partea de pricepere, de înțelegere, cât și cele care țin de ordin practic sunt la fel de importante. Și aș spune chiar mai mult că cele practice le dovedesc pe cele teoretice. Și un alt, o, altă, o altă imagine pe care eu am când citesc în apostolul Pavel este că, practic, el vine să prezinte o variantă nouă la filozofia grecească. Filozofia grecească aducea pe piața istoriei o mulțime de uh, înșiruiri de idei, o mulțime de argumente logice care să impresioneze, care să arate cât, uh, cât de abil este un anumit individ în a construi aceste, aceste ideologii, uh, pe când el vine și spune că, de fapt, umblarea cu Hristos nu este doar o chestiune care ține de domeniul abstractului, ci spre deosebire de filozofia greacă. Înțelepciunea dobândită prin cunoașterea lui Hristos se răsfrânge asupra modului în care noi trăim în fiecare zi. Pentru că moralitatea era o chestiune care este prezentă în filozofia greacă. Etica, Nu sunt concepte dezvoltate de ei, dar modul în care trăiau connaționale lui Pavel, cei care compuneau atunci, pe vremea respectivă, Imperiul Grec și mai târziu Imperiul, Imperiul Roman, nu erau nimic altceva decât niște epave umblătoare din punct de vedere al caracterului și al moralității. De aceea vine Apostolul Pavel, și după ce enunță principiile care compun credința creștină, care vorbesc despre relația cu Hristos, el vine și spune că, de fapt, materializarea lor este cea care contează. Și asta se vede în umblarea de fiecare zi. În primele versete din capitolul 4. Uh, apostolul Pavel pune un mare accent asupra umblării și uh, cred că ar fi bine să, sublinev, să subliniem eventual ideea centrală pe care o are în atenție atunci când el trece la partea aplicativă. Uh, nu este cred că deloc la voi întâmplării faptul că apostolul Pavel, în primul paragraf din partea practică a epistolului, vorbește despre unitate vorbește despre legătura frățească și despre armonia din interiorul trupului lui Unitatea trupului lui pentru apostolul Pavel este unul din elementele centrale ale experienței creștine. Nu poți în lumina pe care o avea apostolul Pavel, nu poți să-ți construiești relația cu Dumnezeu separat de trupul lui Hristos care este biserica. Um, și vom vedea pe parcursul, pe parcursul acestei emisiuni că Apostolul este foarte direct când vorbește despre uh, modul în care este raționată credința. Noi nu vorbim aici despre modul în care percepe fiecare același adevăr, dându-i nuanțele în funcție de uh, abilități sau în funcție de capacitatea de înțelegere, ci vorbește despre un adevăr universal, valabil pentru toți. Un adevăr la care trebuie să se raporteze toți. Adevăr, de fapt, care aduce starea aceea de legătură, de unitate în interiorul trupului lui Hristos. Am putea spune că această unitate este un rezultat a ceea ce el a vorbit în primele trei capitole? Da, cred că n-am greșit dacă spunem lucrul acesta, pentru că el vine, vine în capitolul 1 și dacă ne-am uitat cu atenție la capitolul acesta în epistole, el vorbește despre lucrurile pe care noi le-am dobândit în Hristos. Adică ce, care au fost cadourile pe care le-a dat, pe care dat Dumnezeu? Și capitolul 3 și 4 vorbesc despre statutul nostru în Hristos. Însă ambele, atât darurile, binecuvântările cu care ne-a binecuvântat Hristos, cât și statutul pe care ne-l-a dat, ne aduce în unitate, ca întreg înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când se uită la noi, se uită ca la un întreg, și anume la biserica lui. Vom vedea sau se va vedea pe parcursul, pe parcursul acestei epistole că el folosește câteva metafore pentru a descrie biserica. Și una din metafore pe care el o folosește în mod constant în această epistolă este metafora trupului. Alta este uh, familia. Vine și spune că noi am fost făcuți parte din marea familie a lui Dumnezeu, tocmai pentru a ilustra modul în care ne abordează Dumnezeu. Dumnezeu se uită spre noi și ne vede uh, una, ne vede un tot unitar, ne vede ca biserică, Mireasa lui Hristos. Oamenii fac uh, multe alianțe și. Uh... Se unesc în viață în uh, diferite scopuri. Dar uh, aici aș, uh, aș uh, sublinia ideea unității care are la bază Cuvântul lui Dumnezeu. Hmm. Uh, unitatea care este plăcută în fața lui Dumnezeu, mă gândesc, este acea unitate care uh, așează la temelie nu anumite interese personale sau interese de grup sau alte lucruri pe care oamenii le pot urmări în viață, și unitatea aceea care are ca și bază de pornire voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Categoric, mai ales în societatea civilă, în afară de experiența bisericii, sunt tot felul de sfere de interes. Și în general oamenii se polarizează în funcție de interesul pe care îl au în jurul anumitor ideologii, anumitor personalități ceea ce vine Apostolul Pavel și spune despre Biserica Lui Hristos, că de fapt ceea ce ne adună la oaltă este interesul nostru comun de a fi plăcuți Lui Hristos și ca toți împreună să fim ceea ce Dumnezeu vrea să fim și anume Biserica Lui în lumea aceasta. Și atunci când vorbim despre, când vorbim despre unitate, noi nu vorbim despre un fel de... Unitate de dragul unității. Unitate de drag unității sau de un fel de negociere... În, în ideea sprijinirii reciproce atunci când va fi nevoie, ci vorbim despre uh, acea renunțare la noi în cine pentru a împlini un ideal comun, care este formarea uh, trupului lui Hristos, și anume biserica. Pentru că ca, ca eu să pot face parte din trupul lui Hristos, eu trebuie să uh, uh, merg în uh, împlinirea acestui obiectiv cu lepădare de sine. Eu nu mai pot să... Urmez interesele personale, ce trebuie să urmăresc interesele împărăției. Și atunci, categoric, cuvântul Cuvântului Dumnezeu devine fundația, devine baza pentru, pentru unitatea, unitatea în biserică. Am remarcat că una dintre rugăciunile pe care bisericile evanghelice le fac în cadrul programelor pe care le au la închinare, este rugăciunea pentru unitate. Și aici ar apărea o întrebare. Unitatea, cine o creează? noi suntem chemați să creăm unitatea sau plecând de la versetul 3, zice Apostolul Pavel, căutați să păstrați, nu să creați voi. Să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Da, dacă ne uităm în, în Cuvântul Lui Dumnezeu din punctul acesta de vedere, noi vorbim despre două planuri care funcționează în același timp, care merg în același timp. Și este partea lui Dumnezeu în, sau planul pe care operează Dumnezeu, și anume opera Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în a face posibilă unitatea, în ciuda diversității. Și de cealaltă parte este responsabilitatea umană de a da concurs intervenției Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și de a menține acel spirit al unității. Și eu cred că amândouă sunt. La fel, de vala, la fel de importante. În ceea ce privește primul plan, acela este oferit din capul locului de Dumnezeu atunci când vorbim despre Biserică. Dumnezeu a făcut tot ceea ce trebuia să facă pentru ca să poată fi realizată unitatea antropului Hristos. Rămâne acum responsabilitatea omului nu? în plenirea acestei, acestei lucrări, a, dacă vorbim despre unitatea, unitatea în Biserică. Și omul de acum trebuie să-și aducă contribuția prin uh, modul în care sau atitudinea pe care o are față de ceea ce Dumnezeu a inițiat. Eu cred că există și un act supranatural în, în realizarea unității în Trupul lui Hristos, pentru că noi n-am putea să împlinim așteptările lui Dumnezeu fără, fără intervenția sau munca Duhului Sfânt în viața noastră. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în viața mea, eu nu pot să fiu plăcut lui Dumnezeu. Uh, și dreptul mare, e posibilă unitatea datorită intervenției Duhului Sfânt. Și în cazul acesta rugăciunea este justificată. Ne rugăm, Doamne, lasă-L pe Duhul Tău cel Sfânt să modeleze viețile noastre în așa fel încât să putem să, să fim ceea ce trebuie să fim. De cealaltă parte, este uh, perseverența, lupta noastră, continuă în a păstra acea atitudine corectă față de Dumnezeu. Aș lua unul dintre exemplele care le găsim aici. Apostolul Pavel vine și spune că să vă purtați într-un clip vrednic de chemarea pe care ați primit-o cu toată zmerenia. Și acum mă, mă întreb în actul acesta al zmereniei, al lepădării de sine, cât este supranatural și cât este responsabilitatea umană? Bineînțeles că eu nu mă pot lepăda de mine și nu pot să fiu zmerit dacă Duhul Sfânt nu lucrează în viața mea. Însă eu pot opri lucrul acesta al Duhului Sfânt prin refuzul de a lăsa să lucreze în mine. Și uh, vedem exemple practice, probabil uh, n-ar strica să identificăm câteva uh, exemple practice pentru ascultătorii uh, noștri în, în cadrul acestei emisiuni uh, cu privire la uh, uh, lipsa de disponibilitate atunci când vine vorba de, uh, de unitate în biserică. De exemplu, unul la care m-aș gândi, uh, vin la biserică, uh, cineva din trupul Domnului Iisus Hristos, din biserica locală, își aduce darul pe altar, făcând o anumită slujbă. Iau cântarea, de exemplu. Asta este unul din, probabil, din elementele cele mai evidente. Și în momentul în care persoana respectivă își aduce darul pe altar, lucrul la care eu mă gândesc prima dată este cât de mult îmi place mie lucrarea pe care el o face. Și în funcție de acest reper, eu trag anumite concluzii. Și vin și spun, domnule, nu mi-a plăcut ăsta, n-are nicio treabă. Și în loc să mă unesc cu el în jertfa pe care el o duce înaintea lui Dumnezeu, datorită indisponibilității mele de a mă a, 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 apropia de fratele meu cu smerenie, a, eu vin și spun, eu sunt cel mai important de fapt. Dacă mie nu mi-a plăcut, înseamnă că n a fost bine. Și, a, bine, aici n-aș vrea să, pentru că ar putea merge, că muzica în biserică, în general, este un subiect foarte sensibil, și Departamentul de război al Bisericii. Da, cred că se poate spune chiar așa. Și trebuie să recunoaștem că asistăm în perioada asta la tot felul de anomalii atunci când este vorba de închinare. Sunt unii care numesc închinare dorința lor de afirmare sau dorința lor de a profesa. Spuneam grupului de laudă din Biserica unde am slujit o vreme că, de fapt, obiectivul lor când sunt acolo în fața Bisericii este de a ajuta Biserica să intre în acea atitudine înaintea lui Dumnezeu de a înălța numele lui Dumnezeu, de a, de a lăuda pe Dumnezeu. Ori dacă lucrul acesta nu se întâmplă, ei și-au pierdut obiectivul, ei nu, nu și-au realizat obiectivul. Și acum apar chestiunile preferențiale. Da, dar la fraz de place numai muzica populară. Păi dacă ăla este contextul în care mă închin, obiectivul meu ca și grup de închinare este ca biserica să se închine. Și o trebuie să fiu re relevant pentru grupul pe care, pe care l-am în față. Nu mă apuc eu să cânt, eu știu, un anumit gen muzical cu care nu se identifică nimeni din biserică și se transformă totul într-un spectacol. Ei, Asta referindu-mă la închinare, când mă refer la uh, părțile de solo. Atunci noi cred că trebuie să avem uh, maturitatea creștină ca să lăsăm fiecăruia spațiul și cadrul să-și manifeste darul înaintea lui Dumnezeu după lumina pe care a avut-o, bineînțeles, evitând exagerările și uh, alte lucruri de genul acesta. În general, atunci când se vorbește despre unitate, foarte mulți oameni înțeleg, de fapt, uniformitate. De fapt, între cei doi termeni nu se poate pune semnul de, de egalitate. Unitate sau uniformitate? Înțelegerea unora, probabil plecând de la nivel de familie, plecând de la grup de tineri. Uh, și extrapolând mai departe aspectul acesta al unității, consideră că unitate înseamnă tot să gândească la fel. Da, uh, și mai ales că uh, aș face o, o subliniere pe marginea a ceea ce uh, ai spus. Un lucru pe care l-am văzut în biserică este că problema uniformizării nu are în vedere înțelegerea doctrinară, înțelegerea biblică ci are în vedere modul în care se practică anumite lucruri. De exemplu, dimensiunea liturgică devine subiectul, subiectul cheie nu? A, închinării. Nu închinarea în sine și înțelegerea biblică asupra închinării. Că atunci când este vorba de înțelegerea Cuvântului Dumnezeu, eu cred că trebuie să existe o oarecare uniformizare. Trebuie să existe în biserică deschiderea spre a crede Cuvântului lui Dumnezeu așa cum este propovăduit de cei în măsură să se să cuvântul, dar în ceea ce privește practica. Noi nu putem vorb că noi suntem diferiți unul de altul. De exemplu, eu poate mă bucur mai mult în cântare, altul se bucură mai mult în meditație, într un moment de liniște, altul are mult mai multă împlinire și satisfacție în atunci când cântă corul în biserică sau atunci când se predică, sunt după unii ar trebui programul să fie numai predică. După alții, și nu mă refer aici la pastori, <laughs> ci mă refer la membrii din biserică. După alții ar trebui să fie numai muzică, după alții ar trebui să fie numai rugăciune. Și atunci când este vorba de, de practică, de dimensiune aplicativă a închinării, nu cred că trebuie să existe uniformizare, ci trebuie să fim gata să ne acceptăm unii pe alții după modul în care suntem investiți Dumnezeu, sau creați de Dumnezeu. Însă atunci când este vorba de cuvânt, cred că trebuie să fie oarecare uniformizare. Asta revenind la ideea uh, asta. Mi, mi se pare interesant că Apostolul Pavel vorbește despre unitate în contextul unor anumite atitudini sau anumite virtuți. Uh -huh. uh, făcând o legătură cu expresia păstrați unirea Duhului, înseamnă că uh, probabil dezbinările care apar între noi nu pleacă în cea mai mare parte, de la înțelegeri foarte diferite în lucrurile de bază ale credinței, ci mai degrabă în exprimarea practică a modului în care noi trăim în fiecare zi. Da, deci foarte rar auzi, foarte rar auzi de separări sau divizări în interiorul Bisericii pe considerente doctrinale. Ca să dau un exemplu eu nu știu, n-am auzit, de exemplu, o biserică să se despartă de la faptul că un grup crede că venirea Domnului va fi înainte de necazul cel mare și cealaltă parte să creadă că, de fapt, biserica va trece prin necazul cel mare. Și datorită unor convingeri atât de puternice a celor două grupuri, să ajungă la dezbinare. Eu n-am auzit niciodată. -am auzit. Dar de la ambiții personale am auzit. Începând cu Marea Schismă din 1954. Începând cu... Da. Și a fost justificată cu anumite chestiuni teologice, dar de fapt au fost ambiție și porniri, porniri personale. Da, agrez sau subscriu la ce, la ce spui și cred că plecând de la gândul acesta, probabil, cel puțin eu aș vrea să aducem înainte ascultătorilor noștri câteva sugestii sau câteva sfaturi pe care Apostolul Pavel le lasă aici, în versetele acestea, cu privire la modul în care se poate realiza unitatea. Noi suntem diferiți unii de alții în trupul lui Hristos și uh, atunci când vorbim despre unitate în biserică, numai o singură cale este calea pe care se poate realiza această unitate. Și elementele pe care Pavel le folosește aici sunt foarte, foarte, foarte uh, importante. Primul dintre ele este smerenia, cum, vorbim, cum vorbeam deja. Eu cred că pentru a păstra unitatea în biserică noi trebuie să avem o atitudine smerită unii față de alții de exemplu dacă toți vrem să fim cap s-ar vrea putea să ne dorim să îl excludem pe Hristos din imagine. Însă atunci când vorbim despre zmerenie ne referim la acea abilitate de a recunoaște darul pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Când Apostolul Petru, dacă nu mă șel, scrie bisericii le spune să nu încercăm să, nu să, nu, să, nu să ne amestecăm întrebările altora. Aici Apostolul, Pavel, Apostolul Petru nu vrea să sugereze ideea Că fiecare cu treaba lui. Și vrea să sugereze aceeași idee pe care Apostolul Pavel o aduce în teologia Paulină din Noul Testament, de a ne înțelege fiecare menirea. Atunci când ne înțelegem scopul pentru care suntem, chemarea pe care o avem, lucrarea pe care ne-a crezut o Dumnezeu nouă, noi vom fi focalizați pe chemarea aceea. Și în smerenie vom accepta că Dumnezeu a încredințat o altă slujbă și uh, celuilalt de lângă mine, fratelui meu. Atunci noi vom încerca să creăm în permanență un cadru prielnic pentru ca fiecare să-și poată aduce darul pe altar înaintea lui Dumnezeu. În zmerenie vorbim despre acea abilitate de a da întâietate unii altora în trupul Domnului Iisus Hristos. Un alt element, și cred că acesta este la fel de, la fel de important, este bunătatea. Când vorbim despre bunătate, nu vorbim despre aceasta ca o slăbiciune. Că chiar într-o conversație în care am fost prin astăzi, sau am participat astăzi, vorbeam despre, sau se vorbea despre o anumită atitudine de bunătate într-un context bisericesc, care ar arăta mai mult a slăbiciune decât a virtute. Eu cred că în interiorul trupului Hristos, pentru a păstra, pentru a păstra unitate, trebuie să existe atitudinea aia de, de bunătate. Adică să văd, să ajung până acolo încât dacă cineva greșește chiar, să am disponibilitatea de a arăta dragoste, de a arăta, eu știu, respect. Și eu am fost și sunt impresionat de anumiți lideri pe care am cunoscut în ultima perioadă, în mod special în slujire, de abilitatea pe care o au de a nu-și pierde cumpătul atunci când se întâmplă anumite lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Și tocmai în vederea unității în trupul Domnului Isus Hristos. Bunătatea, de fapt, este acea virtute, acea, acel dar pe care ni l-a dat Dumnezeu, în baza căruia noi nu facem caz nici din greșelile fraților noștri și nici din diversitatea sau diferențele care sunt între noi. Ci efectiv avem acea inimă binevoitoare, încărcată de, de dragoste unul față de celălalt. Pentru că atunci când cineva caută să scoată în evidență greșeala celuilalt, asta totdeauna duce la desbinare, și de acolo apar separările sau despărțirile, pornind de la familie, de la grup de laudă și închinare și ajungând la biserică sau alte forme de slujire. Atunci când se vânează greșeala, asta duce doar la separare și la lipsa de unitate în trupul bisericii. Da, chiar aici, un um, um, prim. Uh eu știu, gând așa aplicativ pentru ascultătorii noștri, este atunci când ne raportăm la frații noștri, la semenii noștri, la cei cu care slujim împreună în biserică. Înainte de a ne pronunța asupra lor, să ne aducem aminte cum am aștepta noi să se comporte Hristos față de noi. Cum am aștepta noi ca Hristos să se manifeste față de ultima faptă pe care am făcut-o? Așteptăm bunătatea lui Dumnezeu sau suntem gata întotdeauna să uh, vedem judecata aceea, uh, dreptatea aia care intervine. Eu cred că în sufletul adâncul sufletului nostru, noi toți dorim ca să cunoaștem un Dumnezeu bun care ne acceptă cu toate minusurile și toate slăbiciunile noastre și care are atât de multă răbdare cu noi încât în fiecare zi este dispus să audă aceleași falimente, uneori, până în ziua în care vom fi gata să umblăm pe picioarele noastre. Și cam asta, cred că, sugerează Apostolul Pavel aici. Este un verset foarte frumos în proverbe referitor la bunătate. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Probabil că ceea ce face farmecul unei biserici locale este bunătatea membrilor, exprimată față unul față de celălalt și față de cei care vin la părtășia respectivă. Exact, dacă intri întotdeauna cu, așa cum spuneai, cu dorința de a vâna greșeli, cu atitudinea aia de a arăta că nu ești numai tu singurul care a greșit. Sau cu dorința de a arăta că sunt alții mult mai răi decât tine, de fapt am pierdut bătălia de la capul locului. Noi trebuie să intrăm în părtășia trupului lui Hristos cu acea deschidere de a-i îmbrățișa cu bunătate pe toți cei care sunt acolo și de a lucra împreună în vederea zidirii trupului lui Hristos. Am vorbit despre zmerenie, bunătate, alte atitudini care lucrează spre păstrarea unității. O alta pe care o sublinează aici, o sublinează Apostolul Pavel, este îndelunga răbdare. Și cred că aici avem de lucrat fiecare dintre noi. Nu este ușor, îndelunga răbdare, de fapt, la ce se cere? Să accepti o greșeală repetată. Și nu este ușor să, să accepți o greșeală repetată. Dacă cineva greșește o dată, încerci să-l corectezi, greșește a doua oară, încerci să-l corectezi, greșește a treia oară, încerci să-l corectezi, dar a patra oară zici, men, ajunge. Nu mai o dată, dar să nu se mai întâmple. Exact. Pe când atitudinea de care noi ar trebui să, să dăm dovadă este exact atitudinea pe care sugerează Domnul Isus Hristos lui Petru. De câte ori să fim gata să iertăm? Și Petru vine să și zice, domnule, de șapte ori. Eu zic, îl, el șochez, îl impresionez pe Hristos când o să audă treaba asta. Și Domnul îi spune, știi ceva, Petre? De șapte... De șaptezeci de ori câte șapte. Adică de 490 de, de ori. E imposibil să-ți greșească cineva într-o zi de 490 de, de ori. Pentru că dacă ți-a greșit o dată, de super și nu te mai uiți mm -hmm. la Nu are cum să-ți mai greșească a doua oară, știi? <laughs> și îndelunga răbdare, practic, vizează acea deschidere de a ierta, iarăși ierta, iarăși ierta, în nădejdea că persoana respectivă crește. un alt lucru, creșterea spirituală este un proces foarte, foarte încet. Și în biserică noi vedem lucrul acesta. Întâlnim adesea credincioși maturi spirituali care sunt, de exemplu, întors la Domnul de mulți ani de zile. Și vine în interiorul trupului Hristos un credincios care nu mai ce a început să umble pe calea credinței. Și cel care umblă de mai multă vreme pentru care principiile Scripturale, toate aspectele care țin de umblarea cu Hristos sunt foarte clare. El așteaptă ca, în două săptămâni, dacă e posibil, credinciosul botezat să fie și el exact la fel ca și celălalt. După un an de zile să nu mai vorbim, domnule, trebuie să. Creștere exponențială. Trebuie să fie creștere mm -hmm. exponențială și dacă putem, acum îl băgăm la incubator, nu? Ce facem cu el? Când, de fapt, noi trebuie să realizăm că, așa cum noi am crescut, foarte încet. Și dacă recunoaștem și dacă suntem onești și ne uităm cu responsabilitate în viața noastră, vedem că procesul, noastră, procesul creșterii noastre spirituale n a fost unul peste noapte. Poate încă ne luptăm după zeci de ani de umblare cu Domnul pe care a credinței, încă ne luptăm cu anumite provocări pe care le avem. E bine cam fiind conștienți de asta, cam asta ne cere Dumnezeu să facem în dorința unității, în dorința de a păstra unitatea. Asta nu înseamnă încurajarea compromisului. Dar, până un copil este gata să umble pe picioarele lui, se împiedică de câteva ori. Are nevoie de o mână care să-l țină. E răbdarea aia de, de dorit în relație pentru ca să, să poată exista sau să se poată ajunge la, la maturizare. Când vorbim despre îndelunga răbdare, putem vorbi aici și despre înfrânarea dorinței de răzbunare atunci când cineva îți greșește? Pentru că tendința naturală pe care o are omul este așa de a plăti înapoi. Las că se întoarce roata, nu? Zice românul. De câte ori nu se poate am fi îndreptățit să luăm biciu, nu? Numai biciu unul singur a avut voie să le. De atunci încolo, până în, ziua, până în zilele noastre, nu ne mai scrie Scriptura că mai, că ar mai fi luat cineva biciu. Cel la Cristos însuși. Noi identificăm acel lucru, dar noi ne, ne abținem, ne ținem în frâu, pornirile firești, pentru a nu da curs unor fapte necugetate. Dacă mai sunt și alte atitudini, afară de zmerenie, blândețe, îndelungă răbdare, care concură spre păstrarea unității și cred că astea sunt și cauze pentru care, de exemplu, acolo unde sunt neglijate, acolo unitatea este distrusă, este afectată. Afectată. Da, apostol Pavel continuă lista. Vine cu îngăduința după îndelungă răbdare. Eu cred că acestea două se se impun una pe cealaltă. Deci nu pot să fie îndelungă răbdare fără îngăduință. Îngăduința iarăși. Când vorbim despre îngăduință, este acea stare sau acea atitudine în care îi dai, îi oferi, ești gata să-i oferi omului înțelegere pentru falimentul lui. Înțelegerea asta uneori este, este înțeleasă greșit. Mă uit în Biserica Contemporană. Sunt tot felul de situații în care spunem, Doamne, noi nu trebuie să mai judecăm pe nimeni că toți suntem slabi, toți păcătuim, toți greșim și sub, în izul acesta al, al îngăduinței devenim toleranți. Cu privire la, la, la anumite lucruri. Când Apostolul Pavel vine și spune despre îngăduință, el oferă o alternativă și vine și spune în felul următor: Este vreunul dintre voi care să păcătuiască și eu să nu ard? Ard. Adică există o atitudine pe care o am în inimă. Da, eu îi ofer posibilitatea fratelui meu sau dacă greșește, nu îi tai capul când a greșit. Dar, în același timp, eu inițiez în Universul Spiritual, în lumea nevăzută o acțiune înaintea lui Dumnezeu, rugându-mă lui Dumnezeu, plângând pentru el, cerându lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i dea biruință. Sunt alte pasaje din Scriptură care vorbesc despre modul în care trebuie abordate anumite, anumite greșeli. Rezolvarea conflictelor sau dacă cineva greșește trebuie să fie mustrat. Îi spune lui Timotei, Apostolul Pavel, dacă greșește un bătrân, nu te duci să-l mustri. Să-l Să-l umilești. Dar trebuie să comunici cu el despre lucru care s-a întâmplat și când vorbim despre, despre îngăduință sau despre deschiderea aceea de a ne accepta, de a ne îngădui unii pe, unii pe alții, în ciuda slăbiciunilor pe care le avem, ne referim la acea atitudine în care noi dăm dreptul fratelui nostru ca după ce a greșit să se poată reface. Spunea cineva că, arma, că biserica este singura instituție care își omoară răniții. Și este dureros că se întâmplă lucrul acesta, pentru că noi dacă vedem pe cineva că a căzut jos, chemarea lui Dumnezeu pentru noi nu este să-L apăsăm datorită zenului pe care noi îl avem pentru Evanghelie, ci chemarea lui Dumnezeu este de a-L ridica pe acela. Și uh, un alt lucru care, pe care îl văd aici în, în uh, pasaj este ideea aceea de a ne aprecia reciproc, de a ne uh, sprijini prin apreciere reciprocă. Un lucru pe care eu l-am învățat în experiența creștină, în umblarea mea cu Domnul, este că atunci când apreciez pe cineva, se întâmplă câteva lucruri. În primul rând, îi creez acelei persoane o platformă sănătoasă, solidă, pe care să-și dezvolte sau să-și continue procesul de creștere spirituală. În al doilea rând, eu, prin oferirea aprecierii, mă plasez în acea poziție corectă față de semenul meu, față de fratele meu de credință, recunoscând că biserica nu înseamnă numai Iulian, ci biserica înseamnă fiecare credincios în funcție de darul pe care, pe l a dat Dumnezeu. Noi am în Biserica Pentecostal, Pentecostală din România și bisericile pentecostale române în general, din, chiar și din diaspora, am fost foarte săraci în apreciere. Acum, în ultimii ani, se mai obișnuiește. Păi se spunea că să nu se mândrească. Da, și îl uh, <laughs> ajutăm să fie smerit. Da, îl ajutăm noi. Cum o zis unul, Doamne, ține, el tu smeric, că sărac, îl ținem noi, știi? <laughs> Pe semenul nostru care este implicat într-o anumită, o anumită lucrare în biserică. Dar uh, eu cred că s-a plecat de la o premiză greșită. Normal că uh, în momentul în care devenim uh, obsedați de apreciere și căutăm apreciere pentru tot ce facem. E alt o altă extremă. E o altă extremă dar asta n-ar trebui să încurajeze lipsa aprecierii. Dacă vezi pe un frate că sau știi că a ținut o zi de post. Să zicem, să a o zi de post cu biserica. Și mi s-a întâmplat, de exemplu, să fiu să invit pe cineva pentru o discuție și să spună nu servesc cafea pentru că astăzi sunt în zi de jertfă, sau în zi de post înainte Domnului. Am încercat să să mi arată aprecierea fie că n-am băut nicio cafea, sau, efectiv, am verbalizat aprecierea pentru lupta spirituală. Spunând-i, Doamne, mă bucur că uh, tragi uh, împreună cu biserica în direcția în care, uh, în care mergem. Sau uh, sunt alții care sunt implicați în misiune și uh, sacrifică enorm. Am fost și am întâlnit o familie recent în, uh, în Africa. Nu știu câți dintre noi am fi dispus să facem asta. Să lași uh, o țară de confort, să mergi în condițiile alea. Să vii din America în România e ca și cum merge de la Ora de la Timișoara. Deci nu e niciun fel de diferență, dar să pleci dintr-o țară civilizată, într-o țară din, din Africa, e un, e un efort uriaș. Deci inimaginabil. Un sacrificiu mare. Un sacrificiu mare. Ați asemenea oameni trebuie apreciați pentru, pentru efortul acesta. Nu pentru a le pune coarne, ci pentru, practic, pentru a-i încuraja. Însă aprecierea asta este interesant, că devine acel lipici care ne țin la oaltă. Uh, Mi-aduc aminte că l-am lăudat dată pe păstorul uh, care m-a crescut, m-a ordinat. A venit într-o biserică la Chicago și fiind acolo am zis câteva cuvinte despre, despre dumnealui. Și uh, după ce s-a gătat programul, a venit la mine și a zis, Iulian, trebuie să ne rugăm amândoi Domnului să ne ierte. <laughs> și... Uh, n am știut exact ce vrea să-mi spun atunci. Anticipez. Da. <laughs> Și mi-a zis, tu trebuie să te rogi Domnului că m-ai lăudat și eu trebuie să, mă, să, să te ierte că m-ai lăudat și eu trebuie să mă rog Domnului să mă ierte că mi-a plăcut. <laughs> Adevărul e că în momentul în care cineva te apreciază, te legi cu sufletul de persoana aia. Este, aș vedea aprecierea ca lipiciul care ne ține unul, unul lângă celălalt. Și întotdeauna încurajează, și motivează. Motivează spre, spre înaintare. De exemplu, când când apreciez copilul, nu? că a făcut ceva bun, chiar dacă nu e perfect și uh, ca adult, uh, ai putea să faci multe completări la, la ce a făcut copilul, dar apreciez efortul lui, dorința lui și asta îl motivează să crească, da, și să depăsea, depășească momentul acela. Și să-și dorească să facă mai mult. Și mai bine. Și mai bine data viitoare. Pentru că există ceva pus de Dumnezeu în noi în ce identificarea erorilor. Noi, aproape că nu trebuie să ne spună nimeni când am făcut o greșeală. Că deja ai văzut-o, ai priceput-o. Dacă vine cineva și bine, sunt unii oameni la care trebuie să, <laughs> să li se aducă aminte că mai și greșesc, dar în general un om, vorbim despre un context normal, despre un cadru normal. În momentul în care faci o anumită greșeală, o conștientizezi. Deci nu trebuie să. și mai ales în momentul în care recunoști, începi să și recunoști greșeala respectivă, nu mai e nevoie ca cineva să-ți repete că ai, fă, ai făcut o greșeală, că deja o știi. Citeam referitor la psihologia familiei că, în general, bărbatul este cel care are nevoie de apreciere atunci când face ceva pe lângă casă. Dacă soția îi spune te rog, bate un cui, repară ușa, neapărat să-l apreciez că a făcut treaba bună atunci poți să spui, acum poți repara și în garaj. Da, și, și, în garaj mașina și să la locul după aceea. Și celelalte. Da, este, este drept. Aprecierea, aprecierea, este practic forța aia care ne ține împreună, care ne aduce, ne leagă la oaltă. Și în vederea unității, eu cred că noi trebuie să fim foarte directi și să ne plănuim, să ne plănuim aprecierea, aprecierea reciprocă. Bineînțeles că uneori trebuie să te uiți greu poate să, sau mult să găsești un anumit element care să-l apreciezi să fii și sincer. Pentru că dacă nu ești sincer în momentul în care oferi o apreciere, de fi ridicol. Știi? Dacă... Și nu, nu, este luat în serios. Nu este nici măcar luat în serios, pentru că omul știe limitele. Dacă a cântat cineva și s-a a falsat și a urcat pe toți pereții și tu mergi și spui că ai făcut o treabă extraordinară, slavă Domnului pentru darul tău, uh, Poate prima dată te va crede. Că zice, mă, poate nu mai eu de emoții, nu mi-am dat seama. Dar când se va uita pe înregistrări, va ști că n-ai fost obiectiv și aprecierea nu va mai cântări nimic. Dar să căutăm acele lucruri care trebuie să apreciate. Că sigur avem în fiecare dintre semenii noștri ceva de apreciat. În contextul discuției noastre despre unitate, așa cum o prezintă Apostolul Pavel, de la versetul 4 la versetul 6 apare un paragraf unic în teologia paulină referitor la subiectul acesta al unității. Cum integrăm aceste afirmații succesive în care Apostolul Pavel spune este un singur trup, un singur duh, o singură nădejde, un singur domn, o singură credință, un singur botez? un singur Dumnezeu în discuția noastră referitor la, la unitate, că nu cred că Apostolul Pavel a pus aceste afirmații ca să umple pagina. Nici, nici vorbă. Având în vedere contextul specific Bisericii Primare, bătălia în ceea ce este unitatea era dată de sau era evidențiată prin diferențele dintre uh, membrii care compuneau Biserica uh, lui Hristos, fiind, unii fiind dintre evrei și alții fiind uh, dintre neamuri. Și Apostolul Pavel uh, uniformizează convingerea doctrinară sau folosește această uh, această uniformizare doctrinară punând-o ca temelie pentru unitatea dintre membrii uh, membrii Bisericii. Uh, este foarte ușor să găsești uh, să găsești argumente pentru a-i lăsa pe oameni să funcționeze după grupul de interes sau în funcție de grupul de interes. Îmi vine un exemplu în minte. Eram, chiar nu, n-am început de mult slujirea pastorală chiar la începuturi, în urmă cu 14 ani, 13 ani și un pic, 14 ani. Și în biserică, în localitatea unde am slujit Uh, prima dată unde am, pentru care am fost de, de altfel și ordinat, uh, s-au făcut două biserici. Și eu trebuia să mă duc, uh, am găsit situația așa cum era. Deci erau deja două biserici, și trebuia să mă duc dimineața la biserica numărul 1 și seara la biserica numărul 2, că ziceam noi, domne, nu mai trebuie să facem doi oameni. Uh -huh. Și uh, am, încer am încercat să învăț sau să aflu care au fost uh, lucrurile care au produs separarea asta. Și pastorul care a fost implicat în separarea bisericilor a zis: Domne, nu pot să ții pe romi cu românii împreună și trebuie mai bine să se separe bisericile astea două și unii să se închine în felul lor și alții să se închine în felul lor și fiecare să-și vadă de treabă." Acum n-aș vrea eu să comentez în cadrul emisiunii acesteia valabilitatea sau îndreptățirea afirmației, afirmației respective. Însă atunci când separarea se face pe considerente doctrinare, eu cred că devine o problemă. Nu putem să creăm o biserică care vine și spune că numai două persoane din Trinitate sunt valabile și a treia nu, nu putem să o acceptăm. Și acum creăm o altă biserică care să slujească sau să potrivească interpretării pe care persoanele respective au. Sau unii vin și spun, domne, nu se poate să ne uităm la toți trei funcționând împreună, mă refer la un element doctrinar, ci luăm numai pe Hristos, ne închinăm lui Hristos și ne legăm de anumite afirmații din faptele apostolilor, că trebuie să ne închinăm numai în numele lui Hristos. Apostolul Pavel vine și spune, că erau tendințele astea în Biserica Primară? Apostolul Pavel vine și spune, noi nu avem cum să facem divizările astea, pentru că Fundamentul unității, rămâneri împreună, este dat de modul în care este revelat planul lui Dumnezeu. Revelat într-un într singur trup. Imaginea unui a, 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 trup care este, bineînțeles, dacă ne uităm în primele capitole, a, imaginea Bisericii lui Hristos. Apoi a, a, imaginea unui singur duh, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cel care leagă. Noi nu putem separa a, a, biserica și să spunem, ok, ăștia cred în Duhul Sfânt, ceilalți nu cred în Duhul Sfânt. Uh, și facem două biserici pentru ca să se simtă toată lumea bine. Și văd mai degrabă toată lista aceasta ca având valoare uh, ilustrativă, exemplificativă pentru uh, argumentul unității. Uh, ajungând spre finalul emisiunii, uh, în ziua de astăzi, uh, aș uh, punta un aspect referitor la atitudinile care conduc spre unitate. Am remarcat că toate aceste virtuți au de-a face cu Euul nostru. Mă gândesc că atâta vreme cât Euul sau firea pământească este în centrul atenției sau în centrul trăirii noastre, e cam greu să fie unitate acolo. Subscriu la la afirmația asta. Chiar am citit o carte foarte bună, Îndrumător spre fericire, scrisă de Charles Solomon. El practic vorbește acolo despre consiliere, dar se aplică principiul pe care el îl sublinează. El spune că un om poate să funcționeze din punct de vedere relațional, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual corect, atunci când petronul vieții este Hristos. În momentul în care petronul vieții este Eul, toată viața este afectată și se produc tot felul de tulburări din toate punctele de vedere. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere relațional și chiar și din punct de vedere emoțional. Psihologia vine și spune că reușita în viață depinde de cât de puternic este euul imaginea de sine. Noi în Biserica Creștină înțelegem că ceea ce ne dă tărie, ceea ce ne dă farmec, ceea ce creează posibilitatea reușitei în viață este găsirea identității noastre în Hristos și întronarea lui Hristos pe tronul vieții noastre. Așadar, într-o lume dezbinată, Dumnezeu ne cheamă să alegem ceea ce în mod normal oamenii n-ar alege, smerenie, bunătate, îndelungă răbdare, îngăduință față de semeni, apreciere, adică să mergem oricum, împotriva curentului acestei lumi. Nu este ușor să cauți aceste atitudini, însă nu trebuie să uităm că unitatea nu este posibilă fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, fără ajutorul lui Dumnezeu și chemarea pe care Dumnezeu are pentru noi este să uh, clădim pe această temelie a unității, așa cum este evidențiată aici de Apostolul Pavel. Uh, așa să îți mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru experiența, dar și învățătura adusă pe marginea unității rugându-ne lui Dumnezeu ca El să ne ajute într-o lume dezbinată să arătăm de fapt că Hristos ne strânge. Viața ne îndepărtează sau diavolul îi împrăștie pe oameni, dar Hristos îi adună. Și doresc din toată inima Dumnezeu să ne ajute să să fim acei oameni care să căutăm unitatea în familiile noastre și în locul în care noi ne închinăm uh, prin harul lui Dumnezeu. Dacă ai un ultim gând pentru cei care ne urmăresc, uh, chemarea lui Dumnezeu pentru noi, uh, pentru, atât pentru noi cei care suntem aici și pentru ascultătorii noștri de astăzi, este ca să dezvoltăm o atitudine potrivită, corectă, înaintea lui Dumnezeu și să facem tot ce ține de noi pentru ca în locul în care ne închinăm și în viața de fiecare zi să trăim într-o atitudine a unității. Domnul să ne ajute! Amin! Până la următoarea întâlnire, săptămâna viitoare, la aceeași oră, gândul cu care vreau să finalizez este să umblăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o și asta va duce inevitabil la unitate în viața fiecăruia dintre noi. dintre noi.